Cultul creștin penticostal din România are un nou președinte. În urma celui de-al 12-lea congres electiv de la Cluj-Napoca a fost aleasă noua conducere pentru perioada 2022-2026, iar pastorul Nelu Filip de la Biserica Poarta Cerului din Timișoara este noul președinte al cultului penticostal din România. Și stăm de vorbă cu el în următoarele minute. Bun găsit la știrile Alfa Omega TV! Bine v-am găsit! Sunt sigură că de când s-a luat această decizie, ați primit foarte multe urări de felicitare. Vă felicităm și noi cu ocazia asta. Dar aș vrea să vă întreb, care a fost gândul cu care v-ați întors acasă de la Cluj-Napoca pe drum? La ce v-ați gândit când v-ați întors acasă după această decizie? Vedeți, oamenii privesc din două perspective diferite această slujire la care am fost chemat. Unii o privesc ca pe o demnitate și aceștia mă felicită din plin. Alții o privesc ca pe o responsabilitate și oamenii aceștia mă conștientizează despre greutatea lucrării care îmi stă înainte. Eu personal sunt unul dintre aceia care conștientizează greutatea lucrării și provocările pe care o asemenea slujbă le aduce și tocmai de aceea trebuie să vă spun că m-am întors de la Cluj cu gândul că îmi stă înainte o lucrare mare, chiar foarte mare, și că în lucrarea aceasta unul singur poate să-mi fie ajutor adevărat și acesta este Domnul. Din care categorie face parte familia dumneavoastră? Sunt curioasă cum va întâmpina familia, dar și biserica din care faceți parte, Biserica Poarta Cerului din Timișoara. Trebuie să mărturisesc că soția mea, ca să încep cu ea, e în aceeași categorie cu mine. Înțelege responsabilitatea mare a acestei lucrări și îmi este alături și în același timp, alături de mine se roagă pentru provocarea care ne stă înainte. Copiii mei, sigur că aș putea să-i pun bani într-o categorie banalta. Biserica, Poarta Cerului, de asemenea are în ea oameni care se bucură foarte mult. Am văzut chiar duminică la primul serviciu după congres. Oameni care se bucură foarte mult de faptul că păstorul lor va fi următorul președinte al cultului creștin penticostal. În același timp, sunt mulți în biserică care au venit în jurul meu să-mi spună: frate Nelu, știm că va fi greu, dar ne vom ruga pentru tine. Alegerea dumneavoastră ca și președinte s-a făcut într-un moment aparte, am putea spune. Tocmai anul acesta am sărbătorit 100 de ani de la înființarea primei biserici penticostale pe teritoriul țării noastre. Cum ați caracterizat din punct de vedere spiritual această perioadă prin care trec creștinii penticostali din România? Cred că e un mare har să pot să conduc biserica penticostală din România în al doilea secol. Să intru cu ea în secolul al doilea. E un mare har, un mare privilegiu. Cred că biserica penticostală în vremea de acum are nevoie să se dezvolte pe câteva domenii și anume cred că e foarte important să punem accentul pe spiritualitatea bisericii, pentru că trăind în lumea aceasta pe care noi toți o cunoaștem, există tendința de secularizare a multor biserici și a multor practici biserice și tocmai de aceea gândul meu este să pun un accent deosebit pe spiritualitatea bisericilor penticostale. De asemenea, cred că e foarte important pentru bisericile penticostale să pun accentul pe unitate. Și aceasta pentru că există diversitate în cultul penticostal. Bisericile nu sunt la fel. Sunt biserici de un fel, biserici de alt fel și toate aceste biserici trebuie să înțeleagă că în cadrul acestei organizații numită cultul creștin penticostal trebuie să-și dea mâna ca să înainteze și să împlinească astfel scopurile lui Dumnezeu. Și de asemenea, cred că e foarte important în cultul creștin penticostal să se stabilească strategii noi de lucru, pentru că în ultimă instanță Dumnezeu și-a lăsat biserica aici pe pământ cu un scop. Biserica are de făcut o lucrare și ca această lucrare să poată să fie ceea ce a dorit-o Domnul, noi trebuie să ne adunăm la oaltă ca și oameni călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să stabilim strategii de lucru eficiente. Trebuie să menționăm și echipa dumneavoastră, pentru că la același congres s-a stabilit că secretarul general este Simeon Bumbar, noul vicepreședinte Liviu Axinte. Printre membrii menționăm pe Ioan Moldovan, Dragoș Croitor, Vasile Bojor, Victor Câmpean, Simeon Tomuța și Aurel Avram. Ce așteptări aveți de la această echipă? Trebuie să spun că mă bucur de fiecare dintre colegii mei care sunt în echipa aceasta a Comitetului Executiv a Cultului Creștin Penticostal. Cred că fiecare dintre ei sunt acolo prin voia lui Dumnezeu. Cred că echipa aceasta a fost așezată de Dumnezeu pentru vremuri ca și acestea și cred cu toată tăria că împreună, în unitate sfântă, vom putea să ajutăm bisericile din cultul penticostal să poată să aibă un cadru de închinare și cadru de dezvoltare potrivit cu voia lui Dumnezeu.
La Alfa Omega TV avem foarte mulți telespectatori din diaspora, foarte, foarte mulți credincioși pentecostali care ne urmăresc de acolo. Ce mesaj le-ați transmite celor care au plecat dincolo de granițele țării noastre? Trebuie să vă spun că noi îi prețuim nespus de mult pe frații și surorile noastre din diaspora. Practic, cultul creștin pentecostal are sute de biserici în Europa, în Europa de vest, în Spania, în Italia. De altfel, chiar avem comunități teritoriale constituite în Italia și în Spania și avem în Europa de vest o altă comunitate teritorială. Și aceasta, toate acestea s-au făcut datorită preocupării pe care conducerea cultului a avut-o și până acum pentru frații și surorile noastre din diaspora. Vreau să-i asigur pe frații și surorile din diaspora, pe credincioșii penticostali din diaspora, că ei rămân în atenția noastră, că suntem preocupați de binele lor, că vrem cu tot din adinsul ca închinarea lor, acolo unde se află, în națiunile în care Dumnezeu i-a așezat, să poată să fie o închinare liberă, nestingerită, cât mai apropiată de valorile pe care noi, ca și cult penticostal, le promovăm. În final, aș vrea să vă întreb dacă aveți un principiu, un verset, un gând care vă ghidează și vreți să vă fie un motto, un sprijin în acești 4 ani care vă stau înainte la șefia cultului penticostal din România. Versetul care mă călăuzește este Proverbe 3:5-6, care spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Un verset care ar trebui să ne ghideze pe fiecare dintre noi, indiferent de domeniul în care activăm. Mulțumim mult pentru gândurile dumneavoastră. Ne rugăm și noi ca Dumnezeu să vă călăuzească în tot ce vă propuneți să faceți în fruntea cultului creștin pentecostal din România. Mulțumesc! Am stat de vorbă cu pastorul Nelu Filip, noul președinte al cultului pentecostal din România, și vă îndemnăm pe toți cei de acasă să vă rugați pentru el, pentru întreaga echipă, ca să aibă înțelepciune și fermitate în deciziile bazate pe Scriptură. Mergem mai departe cu știrile Alfa Omega TV. Alpha.